regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita întâlnire de aici, de la televiziunea dumneavoastră preferată din fiecare seară. Ca de obicei, în această perioadă venim cu noutăți vis-a-vis de campania electorală care este în desfășurare. Mai sunt aproximativ 8 zile de campanie electorală și apoi vom fi cu toții chemați să ne dăm girul pentru cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European. În această seară va vorbi despre campanie, despre realizările partidului pe care îl reprezintă, dar și despre realizările domniei sale, pentru că este unul dintre cei mai apreciați primari din Gorj, domnul primar Radu Constantin, primarul orașului Țicleni, reprezentant al Partidului Social Democrat, căruia îi mulțumim cu respect pentru prezența în studiourile noastre. Bine ați revenit, domnule primar! Bine v-am regăsit! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Am constatat la o vizită făcută la dumneavoastră că orașul Țicleni și-a schimbat fața pe zi ce trece. Dumneavoastră ați avut o seamă de proiecte care le-ați dat startul încă din primele zile când ați preluat mandatul și ați reușit, sprijinit evident de autoritățile locale și centrale, să puneți în lucrare prin fonduri guvernamentale europene, dar și cu contribuție proprie, o seamă de proiecte care țin de modernizarea și drumul spre europenism, așa cum spuneați dumneavoastră, o cale de bun simț al oricărui cetățean dintr-o comunitate europeană. Ce înseamnă orașul Țicleni privit acum din perspectiva întâiului gospodar al urmei, Radu Constantin, acum privind retrospectiv în urmă la momentul în care ați preluat mandatul de primar? Da, sunt ales de cetățeni de două mandate, din 2012, și de la prima zi de când am luat primar mi-am dedicat cu tot ce am putut eu orașului Țicleni. Prin fonduri proprii, prin ajutorul Consiliului Județean, prin ajutorul Ministerului Dezvoltării, PNDL-urile care au fost, care guvernele PSD-ului a dat bani la toate localitățile, n-a ținut cont de conotația primarului care este în localitatea respectivă. Ne-am împărțit la toți la fel, 2-3 proiecte, poate și mai multe, și ca atare a ajuns orașul Țicleni în ziua de astăzi să arate aproape ca un oraș european. În următorul mandat promit că la sfârșitul acelui mandat viitor o să arate exact un oraș european, cu tot ce ține de străzi alei asfaltate, canalizarea pluvială să fie preluată de șanțurile de pe marginea drumurilor și podețele de intrare în gospodării, pentru că toți acești locuitori ai orașului Țicleni plătesc impozit toată viața la primăria Țicleni. De ce să nu beneficieze și acești locuitori ai orașului Țicleni de tot ce se poate ca să arate un oraș corespunzător și frumos din punct de vedere... Un oraș care, așa cum spuneați dumneavoastră, la preluarea mandatului, să devină, pe zi ce trece, un beneficiar al confortului urban pe care și l-au dorit oamenii dintotdeauna și iată că atunci când v-au dat girul dumneavoastră, au ales, așa cum spuneau oamenii, cartea câștigătoare, pentru că au văzut că dumneavoastră ați știut de ce să vă ocupați. Ați luat pe rând domeniile de importanță socioeconomică și ați implementat programe și proiecte care au prins viață și care au însemnat axe prioritare ale dezvoltării europene în orașul Țicleni. Și să o luăm în primul rând, domnule primar, cu drumurile, pentru că aici dumneavoastră ați avut ca și prioritate încă de la primul mandat să eradicați acele drumuri care erau vestite la nivel de Țicleni ca fiind neprimitoare, pentru că erau, să spunem, degradate și se intervenise parțial și ineficient de-a lungul vremii. Așa este. Venea omul cu cizmele în picioare, de pe străzile laterale, cu pantofi în geantă și se descălța la capătul uliței sau aleii respective, mă rog, ca să meargă la oraș în pantofi, să nu vină în cizme. La ora actuală, cam 90% din toate străzile și
aleele sunt asfaltate. Drumul județean Cărbunești-Peșteana e asfaltat și acesta. Acum vreau să fac public, se lucrează la cadastru, la drumul care unește Țiclenul de municipiu Târgu Jiu, peste deal pe prin Dănești, pentru ca în viitorul mandat să fie asfaltat și acesta. Acum am semnat un contract de finanțare cu blocurile din orașul Țicleni, din centrul orașului, care arată devastator de urât. Sunt făcute până în anul 1990 și am obținut finanțare europeană de 50%, 25 proprietari și 15% din proiect, Primăria orașului Țicleni. Țin să anunț pe această cale locuitorii Țiclenului care locuiesc în aceste blocuri că săptămâna viitoare se va scoate la licitație proiectare și execuție a acestor blocuri. Pe fonduri europene am mai prins un proiect cu un program wireless care și acesta se va implementa în zilele următoare. Mai avem o grădiniță cu program prelungit cu bani de la PNDL, tot Ministerul Dezvoltării, acest Minister al Dezvoltării de când e PSD-ul în frunte în la guvernare. Am obținut fonduri care să începem să se miște ceva în toate localitățile noastre din județul Gorj. Această grădiniță am avut studiu de fezabilitate și a fost proiectat greșit financiar. Nu ne-a ajuns banii pentru că a fost subevaluat, iar acum, anul acesta, am primit diferența de bani de la Consiliul Județean ca să putem să demarăm lucrările pentru această grădiniță, că sunt cereri care sunt peste numericul de copii care pot să stea în programul prelungit. Iată că dumneavoastră v-ați preocupat și de generația tânără de copii, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să creăm condiții de dezvoltare constantă și consecventă a tineretului care să înceapă, cum bine spuneați dumneavoastră, cu grădinița și apoi să termine cu liceul de la dumneavoastră, un liceu recunoscut cu un profil tehnologic care de-a lungul vremii a dat generații de specialiști care au lucrat nu numai în domeniul petrolier, ci și în celelalte domenii, mulți dintre ei ajungând să fie diriguitori ai treburilor țării, nu numai înainte de 89, ci și în prezent. Vreau să vă întreb despre dotările pe care le-ați reușit la acest liceu tehnologic, pentru că am înțeles că pe lângă aspectele ce țin de laboratoarele tehnologice, dumneavoastră ați reușit de curând să inaugurați un cabinet de fizică, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, la momentul în care ați dat drumul această investiție, și sună bine ceea ce spuneați, nu putem să realizăm doar o învățătură practică, ci trebuie să o coroborăm cu ceea ce înseamnă cultura generală, pentru că numai în acest fel vom beneficia de pe băncile școlii de specialiști de înaltă clasă și calificare, care să poată să se adapteze la ceea ce ține de piața muncii la momentul în care noi ne bucurăm de o europenizare și pe acest plan. Așa este, aveți dreptate. Din primul mandat, din prima săptămână de când am început primul mandat, am început cu aceste școli pentru modernizarea lor. Să spuneți câte școli aveți în orașul Țicleni, cu tot cu partea rurală care ține de oraș, câte grădinițe, pentru că ne-ați vorbit de grădinițe mai devreme, și apoi să încheiați cu prezentarea pe larg a dotărilor și a logisticii acestui liceu de la dumneavoastră, care este unul dintre liceele care și-a păstrat cu sârg faima de-a lungul generațiilor. Da. O să iau cu grădinița din Gura Lumezii, din cartierul Gura Lumezii, care am modernizat-o acum 2 ani, cu un teren de sport, cu un parculeț frumos, cu toaletă în interior, că aveau toaleta în fundul curții și era
infectă, plină de rugină, și copilașii mergeau acolo să-și facă nevoile. Și mai ales în timpul iernii, cum spuneați dumneavoastră, că era foarte dificil ca acești copilași să se deplaseze spre grupul social, și mai ales ați reușit să le creați nu numai condiții specifice vârstei lor, dar și ați asigurat apa curentă, apa caldă. Inclusiv căldura centralizată. Câte locuri are această grădiniță? Câți copii vin zilnic să se bucure de lumina învățăturii? Aici nu pot să vă dau numericul, dar oricum grădinița funcționează. E singura care nu este la simultan. E o grădiniță într-un cartier mai îndepărtat și de asta am vrut să nu mai facă copiii naveta, să rămână pe loc acolo să-și facă programul de studii. Exact. Acum mergem mai departe la școala Mercioi. Aici a fost învățământ la simultan. Copiii s-au mutat în centru orașului după noua lege. Dar eu n-am lăsat această școală să se ducă, să se ruineze. Am modernizat-o, am dotat-o cu calculatoare, unde doamna bibliotecară merge după amiaza și fac copiii temele acolo. Am mai dotat-o cu o bază sportivă cu teren sintetic și un părculeț în fața școlii unde copiii să-și desfășoare activitățile, grădinarii, mai explicit grădinarii, să meargă să se joace acolo, să iese din calculatoare și după telefoane. Mergem mai departe la școala generală de 1-4 din colonia Znagov. Când am luat primar acolo, ora de educație fizică se făcea pe o saltea pe hol. Am avut o încăpere care a fost centrală, unde se dezafectase și rămăsase o ruină. Am modernizat-o și am făcut o sală mică de sport, unde să-și desfășoare copiii orele de sport când e vremea urât afară și iarna. Am mai dotat această școală cu o bază sportivă pentru orele de sport vara, unde poți să joace un volei, poți să joace un basket, mă rog, cu orele de sport să le desfășoare în bune condiții. Mergem la școala generală din centru de 5-8. Aici am investit mult mai mult. Am curtea școlii era de o deplorabilă când am modernizat-o cu un covor de iarbă naturală, o bază sportivă unde copiii de 5-8 sunt mai pretențioși la ora de sport, sunt mai gălăgioși. Acolo își desfășoară activitatea, poate să joace și fotbal, alergări, tot ce trebuie. Mai avem o sală de sport unde am modernizat-o și pe aceea am pus un acoperiș nou, și cu toate acestea mai avem probleme cu ploaia din această sală. Ne mai plouă și nu depistăm pe unde. Sperăm ca în viitorul apropiat să rezolvăm toate aceste probleme. Ajungem la liceu. Liceul tehnologic, care beneficiază de o bază sportivă multifuncțională încă din 2016, cred că. Da, da. Din 2015. Din 2015, da. Da. Da, o bază multifuncțională. Covor acolo sintetic, cu toate oportunitățile pentru a practica tinerii, tenis și nu numai tinerii, câmp, fotbal, toate basket, categoriile de discipline sportive. Da. Să ne spuneți, cum au primit tinerii din oraș această bază sportivă? Pentru că știu că v-ați luptat foarte mult ca ei să aibă acest lucru, pentru că vă spuneau că duminica sau în zile de sărbătoare tineretul are unde să se strângă în acest fel și să se rupă, să spunem, de calculator, să se rupă, să spunem, de diferite anturaje neprielnice și să socializeze, să-și facă planuri și, de ce nu, să-și petreacă constructiv în comunitate timpul liber. Așa este, afară de ora de sport care o fac elevii pe bazele sportive, sunt deschise non-stop, sunt întreținute de oamenii de servici, femeile de servici care fac curățenie zilnic.
Am văzut că au început și acești copii să-și, după ce își termină orele și eventual și după amiază când mai joacă cât un fotbal, să lase aceste baze curate și în bune condiții. Mai avem și o sală de sport la liceu, tot la fel când e... Sala de sport modernizată care răspunde așa cum v-ați propus dumneavoastră când ați reabilitat-o, să răspundă cerințelor de practicare a disciplinelor sportive pe perioada sezonului rece. Da. Această sală de sport este una de dimensiuni care să permită, în conformitate cu reglementările în vigoare, practicarea de către elevi în regim de educație școlară a tuturor sporturilor și, dar nu numai a acest lucru, ci și a pregătirii sportive pentru examenul de finalizare a studiilor. Pentru că știm, sportul rămâne una din disciplinele care sunt extrem de apreciate și sunt baza, așa cum spune legislația educației, baza unei dezvoltări armonioase a viitorilor absolvenți. Vreau să ne vorbiți despre laboratorul de fizică, domnule primar, unul dintre cele mai dotate din județul Gorj și poate chiar din țară. Așa este, până ajunge la laboratorul de fizică care a fost făcut ultima dată, anul trecut, mai pot să spun că avem un amfiteatru de 90 de persoane, unde se țin ședințele cu părinții mai înainte până n-a face acest amfiteatru, se țineau prin sălile de clasă, toți diriginții făceau cu părinții la clasa respectivă, acum pot să meargă toți într-un amfiteatru unde se ține ședința la total. S-au modernizat toate sălile de clasă, holurile și toaletele. Am mai modernizat o sală pentru medicină școlară. Aici vreau să mai fac o remarcă. Medicină școlară avem și la liceu și la școala generală. Și avem și un cabinet de stomatologie unde pot elevii și cadrele didactice să-și trateze problemele care le au. Să ajungem la sala de fizică. Sala de fizică e cea mai modernă din județul Gorj. Chiar acum am avut un control de la Curtea de Conturi și a verificat-o și a zis că n-a văzut pe nicăieri asemenea sală de fizică, unde elevii de la liceu își pot desfășura orele în cele mai bune condiții. Adică așa cum este dotat, pot să facă experimente care să completeze, așa cum spuneau cadrele didactice prezente la inaugurare, să completeze partea teoretică și mai mult decât atât, să o integreze în partea de proiectare, pentru că dumneavoastră ți-a asigurat nu numai încăminte de informatică, ci și aici calculatoare capabile să realizeze performanță școlară. Da. Vreau să ne vorbiți puțin despre acest liceu tehnologic. Ce vă mai propuneți? Pentru că, deși este extrem de căutat și de apreciat, dumneavoastră mai aveți planuri cu el, ca să spunem așa, pentru o extindere, o modernizare a tot ceea ce ține de logistica acestui ansamblu educațional. Da, am la acest liceu, conducerea liceului este un domn director tânăr, care îi place să muncească. Chiar acum 2 ani am luat titlul de școală europeană dat de Ministerul Învățământului și probabil și anul acesta îl vom lua. E un director care se ocupă de copii să-i învețe și să îi ducă în alte țări prin programe europene să vadă și învățământul din Europa cum în schimb de experiență vin și copiii de acolo la noi aici și ai noștri merg acolo și așa își dau drumul să vadă cum este în toată lumea. Deci iată un schimb de experiență necesar, așa cum spuneți dumneavoastră, domnule primar Radu Constantin, un schimb de experiență care înseamnă progres, pentru că în ce rezidă evoluția și în domeniul educației, nu numai
în celelalte domenii socioeconomice, și anume în culegerea de noi experiențe, împletirea cu realitățile care țin de ceea ce avem la noi acasă. Acum vom intra într-o scurtă pauză publicitară și apoi revenim cu invitatul nostru, domnul primar Radu Constantin din orașul Țicleni, în compania căruia vom afla și ceea ce ține de programul de campanie pe care l-au parcurs din perspectiva partidului care reprezintă și ceea ce a mai rămas de realizat. Primăria și Consiliul Local Drăguțești, în colaborare cu Accent TV și Radio Accent, au plăcerea să vă invite în perioada 17-19 mai 2019 în satul Tâlvești la ediția a treia a Zilelor Comunei Drăguțești. Vineri, 17 mai, începând cu ora 17, va avea loc deschiderea oficială a festivităților, urmată de concursul de mis și un frumos spectacol artistic. Sâmbătă, 18 mai, începând cu ora 14, vă așteptăm la spectacolul susținut de ansamblul de dansuri populare și interpreți de muzică populară, precum Mariana Ionescu Pitenescu, Ilie Dură, Delia Barbu, Elena Balan, Emilia Dragotoiu-Nanu. Duminică, 19 mai, începând cu ora 10, vor avea loc diverse activități, iar începând cu ora 18, grandiosul spectacol în care vor urca pe scenă tineri interpreți din comună, urmați de Emil Badea, Sanda Argint, Dumitru Vasilescu, Alina Lăcătușu, Angelica Mirea, Teodora Pană și Claudia Dascălu, acompaniați de formația Amy Events Music. Zilele Comunei Drăguțești, 17-19 mai 2019, Tâlvești. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă unde îți poți pune în valoare aptitudinile și ideile, demonstrând implicare și responsabilitate, te așteptăm să te alături echipei noastre. Aviron Plus, compania care a preluat fosta Avicola și care a finalizat reconstrucția întregului complex Avicola, angajează inginer automatist, mentenanță industrie alimentară, inginer abator și specialiști calitate în industrie alimentară. Se oferă salariu atractiv, plata orelor suplimentare, bonusuri în funcție de performanțe, traininguri în țară și în străinătate, bonuri de masă, transport și o masă caldă. Relații la număr de telefon 0728899999 sau relații la numărul de telefon 0728285273. A venit căldura și terasa noastră tot nu e gata. Unde sunt corpurile de iluminat pe care mi le-ai promis? Le-am comandat la Ecoelectrice, iubito. Vino și tu și descoperă promoțiile în magazinul Ecoelectrice din Târgu Jiu. Toată gama de materiale electrice, corpuri de iluminat pentru interior și exterior de cea mai înaltă calitate. Eleganța și simplitatea completează prețurile accesibile și promoțiile cu care ne întâmpinăm clienții. Iluminează-ți casa inteligent. Ecoelectrice. În Târgu Jiu, strada Victoriei 158, vis-a-vis de Lidl, sau pe electrice-eco.ro și pe Facebook Electrice Eco.
Hotel Story, clasificat cu 3 stele, alegerea optimă atât pentru oamenii de afaceri, cât și pentru turiști. Hotel Story dispune de 40 de camere și apartamente dotate cu TV, internet și aer condiționat. De asemenea, hotelul dispune de sale de conferințe, restaurant, bar și parcare gratuită. Hotel Story, garanția confortului dumneavoastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 78 sau la numărul de telefon 0371 100 006. Casa de discuri Emmy Events Music a lansat pe piața muzicală din România un album de excepție. Mi-au trecut anii frumos, cel mai nou CD al îndrăgitului interpret de muzică populară Vasile Ciobanu. Mi-au trecut anii frumos, bătrânețe-ți fac necaz. Albumul conține 19 piese, dintre care 8 în duet cu Nina Predescu. Comenzi la telefon 0722 833814 sau pe www.emmyeventsmusic.ro. Emmy Events Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Vrei să plătești puțin când alimentezi mașina? Și asta oriunde te-ai afla? Antares Gas este rezolvarea. Vino la stațiile noastre din județele Argeș, Vâlcea și Gorj. În Târgu Jiu, orașului Brâncuș, ne găsiți pe calea București, numărul 64, lângă sediul Radio Accent și pe strada Luncilor, peste podul de la Kaufland. Antares Gas, soluția ideală pentru mașina ta. Antares Gas, calitate la prețuri fără concurență. Antares Gas. Bine ne-am regăsit la a doua parte a întâlnirii noastre cu același invitat, domnul Radu Constantin, primar al orașului Țicăni, care ne-a destăinuit cu comentariile de rigoare ceea ce a însemnat să aducă pe calea europeană un oraș care a înflorit mult înainte de 89 și care în primii ani de după 90 a intrat într-un nemeritat con de umbră. Și pentru că am vorbit despre școli, despre începând cu grădinițe, terminând cu liceul tehnologic, vreau să trecem puțin la domeniul asigurării și îngrijirii sănătății la Țicleni, pentru că știu că și aici dumneavoastră ați avut obiective clare, concise și le-ați pus în aplicare atât cât v-au permis la început fondurile locale, apoi conjugând experiența europeană a fondurilor atrase cu ceea ce a asigurat guvernul României. Vă rog, domnule primar. Da, încă de la începutul mandatului, încep din nou, am creat un centru de permanență în orașul Țicleni, unde se desfășoară activitatea după orele 16, un weekend și pot să spun că acest centru de permanență chiar dă roade. Orice persoană din localitatea Țicleni care are nevoie de un tratament, o injecție la orice oră din noapte, poate merge la centru de permanență sau, dacă e nedeplasabilă, beneficiind de o salvare, care se deplasează la domiciliu. Am salvat chiar vieți acolo. Într-o duminică, o persoană și-a tăiat mușchiul cu polidiscul. A fost transportat imediat de urgent la centru de permanență. I s-a acordat primul ajutor până a veni smurdul să-l ia și să-l ducă de urgență la spital și ca atare i s-a salvat viața. Mai beneficient de 4 asistente comunitare care în fiecare zi se deplasează în localitate și să ia tensiunea la oamenii vârstnici și la oamenii care sunt nevoiași din localitatea Țicleni. Iată că la Țicleni ați găsit oportunitatea ca să asigurați și asistența medicală de urgență, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, nu este o distanță foarte mare între unitatea de primire urgență din Târgu Jiu și Țicleni, dar acest lucru poate însemna diferența între viață și moarte, poate însemna diferența între un viitor valid al celui care se află în nevoie și un cetățean care poate să rămână cu sechele. Pentru că și acest centru de permanență și îngrijire medicală
a însemnat pentru dumneavoastră o provocare, mai ales că ați reușit să aveți program și în zilele de weekend. Vreau să ne spuneți câți medici vă deservesc unitățile medicale din Țicleni și dacă și aici mai aveți în obiectiv ceva, să spunem, realizări care să facă, cum spuneați dumneavoastră, pasul către o bine meritată integrare completă și complexă europeană. Da. Avem doi doctori de familie care își desfășoară activitatea de la 8 până la ora 4. Avem 4 medici la acest centru de permanență și 4 asistenți medicali care bine meritat își fac datoria. N-am auzit pe nimeni, n-a venit nimeni să spună că a fost la orice oră din noapte și să nu îi primească corespunzător și familiar. Mai avem 2 doctori la școala generală și 2 asistente pe medicină școlară, plus un doctor stomatolog și o asistentă medicală pe stomatologie. Să mergem puțin mai departe cu prezentarea comunității din Țicleni și vreau să vă întreb pe partea culturală cu ce ați început, pentru că am văzut că aveți și acel centru cultural care face cinste comunității, unde ați conservat tradiția, aveți și cadre care mențin legătura dintre trecut, prezent și viitor, predând ștafeta tinerelor generații care vin să se instruiască acolo în tot ceea ce ține de tradiție, de folclor și de realitățile care au construit această societate românească așa cum ne bucurăm noi astăzi de ea. Da, încă din primele zile de mandat am format un ansamblu de dansuri populare cu instructori de la Casa Populară și un ansamblu de instrumente cu copiii din orașul Țicleni, tot la fel cu instructori de la Școala Populară de Artă, la care se dau examene temporale cu diplome, cu certificate de merit și cu tot ce trebuie. Vreau să vă spun cu ansamblu popular de dansuri, am câștigat nenumărate medalii la festivalurile din țară și tind să merg mai departe, să aloc bani, să încercăm să ieșim și peste hotare. Pentru că tradiția, spuneați dumneavoastră, alături de realizările prezentului, este cea care ne pune pe harta comunității europene. Acum vreau să vă întreb ce acțiuni de promovare a campaniei pentru europarlamentare ați avut în zona Țicleni și la ce acțiuni ați participat în răstimpul acesta din ceea ce a însemnat precampanie și campanie electorală pentru europarlamentare. Da, am stat de vorbă cu nenumărate persoane din orașul Țicleni și din județ, discutând că orice discuție dă în politică și să știți că cu cine am stat de vorbă, opțiunea este la alegerea și inclinația tot spre Partidul Social-Democrat. Acum, sâmbătă, la ora 10, voi face o campanie electorală din cartierul Tunș până în centrul orașului Țicleni, cu cel puțin 100 de membri în campania electorală, iar duminică voi continua în cartierul Gura Lumezii Rășina și până în centru din nou, unde voi sta în permanență cu toată lumea de vorbă și vreau să le văd și opțiunile și de ce să nu discut cu dâns și să le spun ce se poate face dacă Partidul Democrat va lua alegerile. E cel mai mare partid, e cel mai mare partid popular din țară și de ce să nu spunem, a făcut cele mai multe treburi bune în țara noastră și în județul nostru. Vreau să dau niște exemple aici. Vă rog. S-au mărit salariile în funcție de lege. Nimeni n-a mărit salariile mai presus de lege. Pensiile vârnicilor s-au mărit. Salariile în sănătate și în învățământ s-au mărit și se măresc până în 2022.
și multe chestii care le-a făcut în detrimentul populației. Acum nu putem să mergem și cu autostrăzi și cu să trăim bine în țară, dar cred că în primul rând trebuie omul să-i acordăm atenția și dacă mai rămân bani, facem și restul de infrastructură. Așa cum spuneați dumneavoastră, cetățeanul trebuie să fie în centrul atenției politicii și repet ceea ce spuneați dumneavoastră cu câteva minute înainte. Partidul pe care îl reprezentați a reușit să ia niște măsuri socioeconomice care să urnească puțin treburile, mai pe românește, pentru că în sistemul sanitar, așa cum vorbeați dumneavoastră în campanie, în sistemul sanitar un medic specialist avea, conform datelor din ceea ce înseamnă broșură de campanie la dumneavoastră, avea undeva în jur de 4.800 și ceva de lei, iată acum a ajuns la aproape 15.000 de lei, adică 150 de milioane vechi, un salariu mai mult decât mulțumitor. Medicii debutanți trec ușor de 50 de milioane. Iată că, așa cum spuneați dumneavoastră în discuțiile cu cetățenii și în alte discuții care le-ați avut cu presa, în acest fel s-a reușit menținerea specialiștilor, nu numai în domeniul medical în țară, motivându-i să-și facă aici specializările, să-și desăvârșească cariera, pentru că și România să poată să beneficieze de cele mai rafinate și aplicate servicii medicale. Vreau să vă întreb... Aici vreau să vă fac și o completare. Partidele de opoziție vin cu argumentarea că pleacă oamenii din țară. Eu cred că primul pas pe care l-a făcut Partidul Social-Democrat este să mărească salariile minim pe economie și în special în sănătate, să nu ne mai plece cadrele în afara țării. Ăsta a fost primul pas și de acum încolo mai au să pună pe roate agricultura, că noi am fost țara cu cele mai mari exporturi la agricultură și de ce să nu revenim la țara europeană cu cele mai mari exporturi și ecologice? Pentru că din aceeași broșură de campanie vorbeați dumneavoastră într-o întâlnire cu cetățenii și am reținut ce spuneați în acest context, că iată, pentru sprijinirea agriculturii bio și ecologice s-a pornit cu programul Tomate de România, tomate care să fie finanțate cu o subvenție pe 1000 de metri pătrați de 3000 de euro, asigurându-i cetățeanului și desfacerea producției într-un sistem integrat care să îl facă să își obțină un profit mulțumitor pentru ca să dea drumul la un nou ciclu de producție și să evite intermediarii care făceau ca produsele să ajungă pe diverse piețe sau în afară la prețuri mult mai mari decât s-ar fi părut normal din punct de vedere economic. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră un viitor în Uniunea Europeană din punct de vedere al industriei, așa cum reiese el și din campania făcută pentru europarlamentare de partidul pe care îl reprezentați. Dumneavoastră ați pledat tot timpul pentru valorificarea specificului local. La Ciclenii aveți o industrie petrolieră și petroliferă care ține de extracție și de prelucrarea primară a țițeiului, care dă locuri de muncă. Dar spuneați dumneavoastră, este nevoie pe orizontală și de locuri de muncă conexe, adică strungarii și alte meserii care să dea de muncă oamenilor pe plan local, iar tinerilor în viitor. Vă rog. Da. Vreau să încep cu localitatea Țicleni, unde chiar dumneavoastră ați pronunțat că avem o schelă de petrol. Aici treaba nu e tocmai roză. Salariile au rămas pe loc în primul rând, dar se tinde să se facă restructurări în continuare. În loc să se mai foreze sonde, să se modernizeze această schelă, tind să diminueze cât mai multe locuri. Am chemat la mine conducerea acestei societăți firme, la care mi-a spus că scade producția. Păi normal că producția scade dacă nu se mai forează alte sonde.
și un lac, dacă tragi cu motopompă de el, să termină. Trebuie găsit alt lac. Dacă nu se investește, normal că nu se poate trage numai dintr-un loc acest petrol. În raport de alegerile europarlamentare, vreau să vă spun că acolo, după aceste alegeri, cum consider eu că ar trebui să se facă, și așa cred că e și bine, toate partidele care vor ajunge acolo să facă un front comun pentru România, să aducă bani, să investească în uzine, în fabrici, să ne vină oamenii acasă la noi în țară, pe salarii bune, exact ca în Occident, și atunci țara noastră își va da drumul și economic și social și de toate. Acum vreau să vă spun că partidul, nu că sunt eu în PSD-ul, dar partidul cel mai serios și cel mai cu oameni care știu ce vor față de celelalte partide, consider că avem oamenii potriviți la locurile potrivite, ca și în județul Gorj. Avem Consiliul Județean care domnul președinte își dă interesul de acest județ. V-am spus, și Țiclenul nu l-a uitat, se lucrează la cadastrarea drumului care unește Țiclenul de Târgu Jiu, care scutim vreo 25 de kilometri, dacă venim pe această scurtătură. Iar la anul se va proiecta și se va asfalta acest drum care ne leagă de municipiu. Conducerea partidului de la Gorj e conducere tânără care se zbate pentru proiecte, pentru aducerea banilor în județul Gorj. Aceste alegeri europarlamentare, dacă domnii europarlamentari își fac treaba cum și-au făcut-o și până acum în Parlamentul European și vor face front comun și cu celelalte partide, că normal, că e logic să mai iese și de la celelalte partide parlamentare europeni, să lase orgolile ca și domnul președinte al României, să treacă la treabă, să uite de partide și să aducă proiecte și bani în România. Iată, de proiecte europene și de valorificarea fondurilor de la Uniunea Europeană este, spuneți dumneavoastră, ca prioritate centrală pentru cei care vor ajunge în Parlamentul European să facă față acestei responsabilități și să ajungă să acopere ceea ce spun oamenii că ar fi nevoie pentru comunitatea românească inclusă în această mare familie europeană. Vreau să vă întreb, domnule primar Radu Constantin, atunci când mergeți în campanie din ușă în ușă, cum faceți dumneavoastră, cum ați făcut tot timpul, ce vă spun oamenii? Care ar fi doleanțele lor pentru un viitor european? Ce vă spun? Ce și-ar dori ei acolo la ei acasă să se întâmple, mijlocit de parlamentarii care îi vom trimite să ne reprezinte la Bruxelles? Da, în primul care rând... Care ar fi dorințele lor cele mai importante? Orice părinte de copil, în primul rând, își dorește să-și vadă copilul acasă. Normal că pe salariile noastre acum din România, chiar dacă s-ar face niște fabrici și uzine, copiii care ne-au plecat în străinătate vor veni foarte greu. Chiar dacă unii zic, băi, salariul mai mic, dar să fiu acasă. Nu e adevărat. Noi trebuie să aducem salariile exact ca în toată Europa. Și atunci vor veni copiii acasă. Și europarlamentarii asta trebuie să facă. Să aducă salariile ca în Uniunea Europeană, economia să crească. Dacă avem parlamentari buni și corespunzători în Parlamentul European, să acceseze fonduri pentru aceste infrastructuri de fabrici și uzine. Și de ce nu să facem autostrăzi, să meargă economia foarte bine, că noi stăm foarte rău și cu infrastructura pe căile feroviare, nu prea vin străinii să investească în țara noastră dacă nu avem infrastructură de drumuri și căi ferate. Dacă parlamentarii noștri, și sunt convins că vor face cum au făcut-o și până acum, mai simplifică și aceste programe și avize de la proiectele astea europene, să meargă treaba mai repede, ar fi o treabă benefică pentru toată România, pentru toate orașele și localitățile din țară. Alte aspecte care țin de
ceea ce își doresc oamenii, ceea ce vă comunică ei față în față, dar vreau să trecem la categoria tineri, domnule primar, pentru că așa cum ați făcut dumneavoastră la Țicleni pentru adolescenți și pentru tineri posibilități de evoluție și perfecționare și dezvoltare personală, așa spuneți dumneavoastră că își doresc tinerii să se întâmple și la nivel de țară, pentru că și aici suntem, cum repet spuneați dumneavoastră, pe drumul cel bun, dar mai sunt aspecte care trebuiesc realizate din mers. Vă rog, ce mai spun tinerii că ar dori ca România să fie pentru ei la fel de tentantă, cel puțin, cum a fost până acum ceva vreme, străinătatea? Am mai repetat și vă mai spun că la mine în Țicleni, în localitate, am reușit să fac 60 de locuri de muncă pentru doamnele din Țicleni care n-aveau servici. Am adus un investitor de cablaje, de instalații electrice pentru utilaje și mașini. Chiar și-a dat drumul, merge ca pe roate. Acum sunt în tratative pentru preluarea unei baze de tractoare a Petromului. Chiar astăzi am semnat un contract pentru superficie să poată intra la aceste clădiri, să putem să le preluăm. Pentru tinerii din Țicleni, voi apela și la parlamentarii europarlamentarii noștri. Voi apela și la Consiliul Județean să modernizeze această bază, să aduc o fabrică cel puțin cu 300 de angajați, să pot să-mi aduc tinerii din orașul Țicleni acasă la ei și să mănânce, să doarmă în patul lor natal de acasă. Pentru că așa cum spuneați dumneavoastră, cea mai mare realizare a celor care sunt edili, sunt primari, este să conserve forța de muncă, să motiveze tinerii să rămână acolo unde s-au născut și să-și dorească alături de comunitate să construiască ceva care să reprezinte un viitor sigur și european. Vreau să ne vorbiți puțin despre întâlnirea pe care o veți avea numai departe de sâmbătă cu doamna premier Viorica Dăncilă, când va veni la Gorj, mai precis la Novaj, la urcatul la munte, și apoi va face o escală și în centrul municipiului pentru a discuta cu cetățenii și cu dumneavoastră, cu reprezentanții comunității. Da, chiar suntem chemați sâmbătă la ora 6 să ne spunem tot ce avem pe suflet, ce avem nevoie în localitățile noastre pentru a demara aceste proiecte și de ce nu să ne dea și idei să facem ceva constructiv pentru menținerea și buna funcționare a localităților. La momentul actual, de ce să spunem că treaba nu e prea roză. De lucru avem. Avem proiecte din anii trecuți în derulare și vrem să stăm de vorbă cu doamna prim-ministru în problemele de viitor ale localităților noastre, să venim cu propuneri și să vedem că doamna sigur va fi deschisă cu noi și ne va ajuta și ne sprijine cum ne-a sprijinit și până acum. Care ar fi acum, când am trecut de jumătatea campaniei, să spunem, obiectivele dumneavoastră ale staffului de partid, obiectivele prioritare, să spunem, după ziua de sâmbătă, când aveți poate cea mai importantă întâlnire din campania pentru europarlamentare? Acum, eu ce să spun, depinde și de campania care s-a făcut și se face, depinde și de votul oamenilor, la care eu îndemn să iese toată lumea la votare și să voteze ce e mai bine și ce consideră dânsii partidul care e cel mai capabil și cel mai numeros. Eu așa consider că chiar dacă sunt un membru de partid al Partidului Social Democrat, nu văd alt partid mai puternic și cu oameni mai competenți decât acest Partid Social Democrat. Noi vă mulțumim mult pentru prezentarea făcută în această emisiune de promovare electorală. Dumneavoastră, telespectatorilor noștri, vă mulțumim și vă invităm, rămâneți în continuare alături de noi, că aveți ce vedea și auzi.